Doi părinți din Curtea de Argeș trec prin clipe groaznice. Fetița lor în vârstă de 12 ani a fost omorâtă pe trecerea de pietoni. Copila se întorcea de la școală. Ea a traversat regulamentar, însă un șofer nu a observat-o și a lovit-o în plin. Bărbatul care se afla cu fiica sa în mașină susține că fetița i-a sărit brusc în față. Veneam cu fiime de la pregătire să mergem acasă. Și din toată m-am pornit cu apă parbriz. Aveți viteză? Nu. Am avut senzația că s-a aruncat efectiv. Ora a alunecat. Martorii spun însă că fata s-a asigurat înainte să traverseze. Fata aștepta aici la trecerea de pietoni. Cei de pe partea cealaltă, deci despre sensul celălalt, i-au dat voie să treacă, fata a plecat. El era, cred că un pic mai în spate decât e mașina asta, adică la 4 metri de trecerea de pietoni. A încercat să frâneze? N-a frânat. În urma impactului, copila a fost aruncată câțiva metri și s-a lovit cu capul de bordură. Medicii veniți la locul accidentului au resuscitat-o timp de 30 de minute. La un moment dat, fetiței îi revenise pulsul și a fost dusă la spital, însă organismul ei nu a rezistat și a murit. Șoferul în vârstă de 42 de ani este acum cercetat pentru ucidere din culpă.